Polițiștii din Gorj sunt în alertă, au împânzit drumurile din județ ca să-l prindă pe un șofer care a băgat un pieton în pământ în această noapte și apoi a părăsit locul accidentului. Bărbatul din comuna Padeș se îndrepta spre casă după o zi de lucru când o mașină a dat peste el. În loc să-l ajute, șoferul a demarat în trombă. Este o victimă a unui accident rutier. Este găsit decedat, traumatism craniocerebral sever. Pe drumul național 67D, pe raza localității Apa Neagră, județul Gorj, am pus sesizarea cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost accidentată mortal de un conducător auto care a părăsit locul faptei fără încuvințarea organelor de poliție. Găsăm macia mort, nicio mașină, nu-i nimeni. Deci, care el omoră, fugi. Lăsat în drum și fugiră. Chiar dreptate cerem. Cine a dat peste el să vină, nu avem nicio pretenție, dar doar vrem să știm cine e atât, și de ce l-a lăsat. De ce fugi? Atât. Este puțin probabil ca șoferul să se predea. Polițiștii încearcă acum să-i dea de urmă. S-au instituit filtre pe principalele artere rutiere în vederea identificării autorului acestui accident. În urmă cu 2 km a avut loc un accident mortal cu autorul a părăsit locul faptei. Face niște verificări la mașină, a zis că lovită. Oamenii legii nu au reușit până în acest moment să-l prindă pe șoferul vinovat.